Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Aproape și îmi știe orice gând. Noi vrem petrecere să fie. Elena, scumpa noastră, noi cu această inimă mare căutăm cele mai minunate ființe pentru a le felicita cu ziua de naștere. Și noi vrem să te felicităm cu această frumoasă zi. Plângi, plângi! Să-ți dorim tot ce e mai bun și cu siguranță sunt mulți cei care te iubesc. Dar această inimă vine din partea cuiva care spune că ești minunată, excepțională și cea mai, cea mai. Cum crezi tu? Cine ne-a trimis să te găsim și să te felicităm așa frumos? Soțul, dar eu cătar nu cred că el face așa. Dar de ce nu crezi? Uite așa ar fi un gândișor, dacă ar fi soțul, dar crezi că nu este în stare sau de ce? Nu, nu în stare, nu e așa romantic. Este legat poate de dragostea care o are, wow, acești oameni pentru tine și nu e, asta nu e legat de romantism, dar e legat despre acel sufletel frumos care astăzi este omagiat, care merită tot ce e mai bun și așa cum nu au posibilitate pentru că sunt departe, ne rogă pe noi uneori să venim la aceste scumpe și iubite ființe pentru a le felicita cu ziua de naștere. Iar aici ai o surpriză dulce. Ia citește-ne ce scrie acolo. Mulți ani pentru cea mai scumpă. Mai scrie ceva. Gata, nu mai scrie nimic. Elena, exact. Uite așa. Ai un rol care se începe cu litera S. Nu. Exact, să ție tot. Am vrut să zic scorpion. Exact, asta era. Iar acest buchetel de flori este pentru scumpa noastră floare de iarnă. Din toată inima primește buchetelul de flori. Elena, pe lângă darurile astea frumoase, aici mai este și un mesaj de felicitare. Și spuneai tu că te gândești că ar fi din partea soțului, da? Dar dacă îți mai dăm o șansă... Sora! Iar aici pentru tine este un mesaj și el sună uite așa. E ziua ta azi, surioară, și chiar de azi departe ești, îți zic a 35-a oară, la mulți ani frumoasă, să-mi trăiești, să fii o viață fericită, lângă ai tăi copii iubită, să te simți mereu stimată și iubită și în viață numai bucurii să ai, și chiar de ești în altă țară, și chiar de mi-este dor de noi, o știu. Astăzi ți-am compus o poezioară, de ziua ta măcar să-ți scriu. Să-ți spun că ești de acea lumină pe care noi mereu ne încălzim și poate chiar ești mâna mamei pe cap ce mă netezește. Ești surioara cea mai mare, ești dulcele mea alinare și chiar de ești departe tare și de mulți ani nu ne vedem, tu ești mândria noastră mare și în inim veșnic te avem. Și vreau din inimă să-ți spun, din inimă și fără glume, tu ești cadoul cel mai bun ce mi-a dat mama pe această lume. Așa că astăzi îți doresc viață cu vise împlinite, copii ce mama și-o iubesc și mii de zile fericite.
Fii mereu dragă frumoasă, să ai noroc de toate bani, iubită să fii, sănătoasă, iar de la mine, la mulți ani, cu drag de la sora Veronica. Ce ai transmis cu aceste surioare drăguțe? Nu m-am așteptat, dacă sincer. Mulțumesc frumos. Știi că eu iubesc enorm. E tot pentru mine. Cum zicești? Cum zicești ea? Am o surioară, una singură. Cea mai scumpă, cea mai dragă. Și chiar dacă este plecat de ani și ani de zile, ea te poartă în inima ei oriunde. Pentru că ești bucățică din inima ei. Unica soră. Exact! Unica, dulce și minunată soră. Poate rar vă vedeți, dar așa este soarta dacă ați... Așa s-a ajuns să trăiți în două țări diferite, dar bănuiesc că chiar dacă între voi sunt mii și mii de kilometri, țineți o relație strânsă, așa, de la inimă la inimă. Și ești și tu norocoasă că ai așa o surioară dacă atâta dragoste îți poartă. Iar dacă îți poartă atâta dragoste, este meritul vostru la amândouă. Acest mesaj noi o să-l transmitem și surioarei tale scumpe și o să vadă și ea cât de tare a emoționat-o acest moment. Și cu siguranță vă doresc ca cât mai des să vă puteți strânge în brațe, pentru că așa este viața făcută. Din bucurii și din întâlniri frumoase care rămân în memorie tot timpul. Te iubești și te vă aștept pe toți acasă. Da, și pe lângă Veronica, bineînțeles că se alătură toată familia ei frumoasă la această felicitare. Un sincer la mulți ani și spunea că îi adorați copilașii, da? Asta este cel mai important. Deci ăsta este mesajul care tu l-ai transmis, un video mesaj pentru Veronica. Dar dacă ar fi în fața ta, ce îi spune? Surpriză! Și v-ați dus așa departe, treci cu ea ta. Da. Cel mai important cadou, asta scrie aia pe tort. Scumpă scorpie. Scumpă soară. Sunt soară. Spunea Veronica că... Da. Spunea Veronica, sâul ăsta era cu mai multe înțelesuri, dar te-ai așteptat la scorpii și la... Nu, scorpii, nu, soți, la soți m-am așteptat. Și scorpii, Veronica, da, cu cuvintele tale, ce-i dorești acestei minunății de surioare? Vreau să-i mulțumesc că existi, tu ești totul pentru mine, mai mult ca orice. Și vreau în primul rând să le mulțumesc lui Tania și lui Anișoara, că datorită lor am reușit să fac această surpriză cu ajutorul lor. Dar eu două săptămâni am greu cu tine. De-am și urma să vină la voi. Și acum vreau să-i povestești Veronica Elenei de când tu pui în plan acest gând frumos. De anul trecut, drept de ziua ei, mi-a venit așa un dor și am spus la anul viitor o fac. O fac, fie ce-o fi. O să treacă și COVID, poate să fie, fac tot posibil să vin aici. De un an de zile. De o lună nu reușesc să dorm. Cu gândul... Și uite cât e de mare această legătură între voi. Mi-a întrebat, cât a venit? Mâine plec, doar pentru o zi. Doar pentru o zi. Am vrut să-ți fiu alături azi. Să sărbătorim 35 de ani. Nu în dată ziua să fac. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască.
primăvară, ești floare de primăvară.